banii aceia pe programul de relansare și creșterea rezilienței, care sunt sume separate. Așa că noi am încercat să atragem către zona de agricultură sume cât mai mari, că acolo au fost bătaie. Toate ministerele au dorit, toate domeniile, să fie finanțate din acei bani. Și toată partea aceea de infrastructură, de gestionare apei, ca așa am spus, irigații, desecare, drenaj, eroziunea solului, combaterea deșertificării, antigrindină, toată asta vrem să o finanțăm nu din banii dedicați agriculturii, pentru că ar fi sume prea mici, ci din banii pentru creșterea rezilienței și relansarea economică. Acolo guvernul ne-a acordat, să zic așa, la agricultură 6 miliarde de euro, cam astea sunt prioritățile. Deci, odată, partea de gestionare a apei trebuie făcută repede, că nu mai avem ce aștepta, că dacă în anul următor o să fie tot așa, va fi jale. Partea de depozitare și procesare. Noi aici suntem deficitari și se vede asta pe balanța comercială. Am avut ani în care a plouat, deci Dumnezeu a ținut cu noi, producțiile au fost foarte bune, dar nu am reușit să vindem decât eventual producții primare, purtătoare de subvenții și am importat materie primă. Anul trecut a fost aproape 1,3 miliarde minus deficitul balanței comerciale. Acolo trebuie să investim. În partea de asociere, pentru că toți cei mici cu care ne întâlnim, problema principală este cum să-și vândă marfa. De produs pot să producă și știu să producă toți fermierii. Există tehnologie, există inputuri, ca și oriunde, problema vânzării. Și aici e vorba de puterea de negociere. Când ești mic, puterea de negociere și când vezi și când cumperi, e slabă. Sună rău, dar cooperativa e singura soluție. Oamenii deștepți caută soluții simple. E simplu să calculăm cam de câte mere am avea nevoie, împărțim la 40 de tone și finanțăm atâtea hectare. Ca să nu mai trească să importăm mere din Polonia sau din alte țări, să echilibrăm balanța comercială externă și să mai rămână câțiva oameni și la noi în țară să lucreze, să nu meargă să culeagă cășunile în Spania, poate să culeagă merele și în România. Pentru asta o să avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Noi toate astea le avem în vedere, discuțiile am început, dar nu pot să vă promit acum, gata, săptămâna viitoare să rezolvă, doar așa ca să dau bine, a fost ministru pe aici și eu zic că gata, de mâine rezolvăm. Nu. Eu vă spun stadiul în care suntem și cu ASF-ul, și cu Asociația Română a Băncilor pentru cele două aspecte, cu ratele și amânarea lor și reșalunarea lor pentru fermieri și cu asigurările, pentru că anul ăsta amândouă problemele astea au fost foarte acute.